Care sunt aceste 7 întrebări? Simplu. Pentru ce trăiesc? Pentru ce trăiesc? Care e scopul vieții? Da? A doua întrebare, un pic mai complicată. Dacă răspundem ușor pentru ce trăiesc, și putem avea tot felul de răspunsuri. Trăiesc ca să... Acum ca bunici. Trăiesc ca să am grijă de nepoți, să-i văd crescând, eventual să mă bucur și de strănepoți. Trăiesc ca să mă realizez profesional. Trăiesc ca să-mi văd copiii realizați. Trăiesc ca să... Completați dumneavoastră. Eu am pus puncte. O soră foarte simpatică, acum este la Domnul, o soră în biserica în care am păstorit 20 de ani, biserica din Alejd, am aflat că a ieșit, era proaspătă pensionară și am întrebat o soră, acum la pensie, ce planuri aveți? Acum abia acum începe viața. Toți ar trebui să începem cu pensia. Acum ce? Frate, am de gând să o iau calm, ușor și am de gând să trăiesc până la 95-96 de ani, să le mănânc ăstora fondurile. Ca ta am contribuit, acum trebuie să mă bucur. Sora era cu simț al umorului și am înțeles ce vrea să spună, dar, dragii mei, pentru unii chiar ăsta este un obiectiv, să termin casa, să-mi pun balustradă de inox, ca cumnatul, să intri în competiție, să terminăm proiecte, să nu ne lăsăm mai prejos, să ne vorbească lumea de bine, să ne laude la mormântare și așa mai departe. Pentru ce trăiești? A doua întrebare. Mai complicată, pentru ce ești gata să mori? Un verișor de-al meu, verișorul meu preferat din cei 40 de verișori, are o spusă cinică aproape. Dacă s-ar închide ușile alea acum, s-ar bloca și ar intra aici cei de la organizație teroristă, hai să spunem ISIS, că știm cu toții ce fac, hai să spunem talibanii, că știm cu toții ce fac în aceste zile, și ne-ar mitralia pe toți la rând în bisericile noastre, mulți ar muri nevinovați, că nu știu ce-s acolo. Nu au acele convingeri pentru care ar fi gata să moară. Unii vin la biserică pentru că este un club de socializare foarte convenabil. Tu ești prieteni, mai vezi cu unul, cu altul, dar ai fi gata să mori? Cum sunt acum frații noștri din Afganistan, m-am întâlnit săptămâna trecută cu un frate care se ocupă de transferul de refugiați, și spunea, avem posibilitatea să-i extragem și ei spun, rămân acolo. Talibanii stau la poarta lor și nu îi omoară, doar îi terorizează. Stau zi și noapte cu schimbul la poarta creștinilor. Și în miez de noapte, când s-au stins toate luminile și sunt sigur că au adormit toți, vin, le bat tare în ușă, vin speriați, cei din casă deschid și se uită, numai să știți că suntem aici. Și se duc din nou. Zi și noapte în groază, știind că într-o bună zi amenințarea aceea cu moartea s-ar putea să fie o realitate. La un moment dat câteva familii au urmat următoarea strategie. Când au bătut din nou talibanii, le-au deschis ușa și au zis, sunteți invitații noștri să veniți în casă. Dacă vreți beți un ceai, dacă vreți să vă încălziți, dacă vreți să stăm de vorbă. Vrem să știți că acest teritoriu este al Domnului Iisus Hristos, casa noastră. Și noi de aici nu vom pleca. Puteți să ne omorâți, dar noi vom rămâne ca o cetate așezată pe un munte. Tu pentru ce ești gata să mori? A treia întrebare. Cine ești? Nu cine ești în imaginația ta că ești. Nu cine ești după profilul de Facebook. Oh, ce bună spusă! Fie viața voastră atât de fericită pe cât pretindeți pe Facebook o aveți. Cine ești cu adevărat? Cine spun ceilalți că ești? Care ți-e identitatea reală? A patra întrebare. Încotro te îndrepți? Care e destinația finală? A cincea întrebare. Ce anume te motivează ca să trăiești? Ce anume te motivează mâine să începi o nouă săptămână? Ce anume te motivează să te trezești la 5:30, la 7:30 dimineața, să-ți frești mâinile și să spun, asta este o zi bună de trăit. Sunt foarte motivat să încep o nouă săptămână, o nouă zi, un nou an școlar și așa mai departe. Ce anume te motivează? Un alpinist a spus, Everestul este plin de cadavrele unor oameni care au fost foarte bine motivați. Numai că n-au reușit să ajungă, au murit acolo. De ce? Pentru că urmează a șasea
întrebare. Ce anume îți dă putere să-ți împlinești motivația? Da? Ce anume îți dă putere să duci la capăt? Eu sunt foarte motivat să alerg maratonul. N-am putere că nu mai am genunchi pentru asta. Da? M-aș sufoca după 10 km. Una este să fii motivat și noi putem fi motivați de foarte multe lucruri bune. Putem fi motivați să fim, de luni mă fac băia bun, de luni mă las de băut și marți ești din nou în crâșmă. Da? Una este motivația și asta este puterea de a împlini, de a-ți împlini scopurile în viață. Și în sfârșit, a șaptea întrebare, una la fel de dificilă precum a doua, ce anume îți va da pace pe patul morții? De 5 ani de zile, și ieri m-am întâlnit cu colegii mei dragi, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru ei, situația e foarte dificilă în acest al patrulea val pandemic, nu mai putem lucra în condițiile normale. De 5 ani de zile lucrez alături în personalul de suport, colegii de la hospice, Emanuel, un hospice care se ocupă de bolnavi terminali. În medie, în acești 5 ani am văzut pe tabla noastră, că avem tabla cu toate decesele, în medie avem 178 până la 186 decese, am văzut în fiecare an. Împărțiți dumneavoastră la 52 de săptămâni și vedeți câte decese vă ies pe săptămână. Colegii mei văd foarte mulți oameni murind. Și, dragii mei, sunt două feluri de morți. Sunt morți frumoși și morți urâți. Oameni care mor frumos și oameni care mor foarte urât, chinuiți. Moartea este înspăimântătoare. Pasajul acesta în fața cărora unii dintre noi încercăm să ne dăm mari și să survolăm fricile. Pasajul acesta este foarte dificil. Mântuitorul însuși a fost îngrozit de moarte. Moartea este urâtă în sine. Dar acest pasaj urât poate fi trecut glorios, frumos și în pace.